Peste șapte de clujeni au participat la slujba de înviere de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sfânta Lumina a fost adusă și în acest an de la Ierusalim. Aceasta a fost întâmbinată pe aeroportul internațional Avramiancu din Cluj-Napoca de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Slujba învierii la care au asistat și reprezentanți ai casei regale a României a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei. Nicio altă sărbătoare nu-i mai mare ca sărbătoarea Paștilor! Și bucuria noastră la această sărbătoare este de plină. Zice părintele Dumitru Stăniloae că lumea frumoasă ce ne înconjoară și pe care ne-a pus-o Dumnezeu la dispoziție nu-i altceva decât un dialog dintre Dumnezeu și noi oamenii în mod concret, prin tot ce ne dă, prin tot ce revarsă asupra noastră, ne demonstrează cât de mult ne iubește. Ei și noi, atunci când suntem în stare să alinăm suferința celor bolnavi, să-i ajutăm pe cei care sunt săraci și neputincioși, pe copiii nimănui, când facem fapte caritabile, la urma urmei, nu neapărat cel pe care îl ajutăm este beneficiar, ci noi suntem. Sunt bucuriile curate pe care le gustă creștinii adevărat. Sărbătoarea a continuat duminică dimineață când clujenii au participat la Sfânta Liturghie. Cu acest prilej, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a citit pastorala. Ierarhul a amintit apoi de cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur pentru ziua de Paști. Și zice el că toți Absolut toți trebuie să ne bucurăm de ospățul credinței. De ce să ne bucurăm? Pentru că moartea a fost învinsă. Am înviat Hristos și niciun mort nu mai este în morminte. Ne aducem aminte cu nostalgie de la cei care au fost și s-au mutat în eternitate, dar simțim mai mult decât altă dată astăzi că sunt împreună cu noi. Și apoi dacă o spiritual de care vorbește Sfântul Ioan, adică Sfânta Liturghie este mare, este mult, ne-am apropiat de o credinței. Și celălalt o spăț este mare. Și vă dorim ca la toate mesele să fie inimi vesele. Luni, bistrițenii se vor bucura de prezența în mijlocul lor a înalt preasfințitului Părinte Andrei, care va oficia Sfânta Liturghie la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din localitate.